Numele lui Albert Einstein este aproape sinonim cu cuvântul geniu. Este de asemenea cel mai citat om din toate timpurile. Totuși, asta nu înseamnă că toată lumea știe totul despre el, incluzând părțile puțin mai dubioase. De la concepții greșite la copii nelegitimi, iată 9 lucruri pe care nu le știai despre Albert Einstein. 9. Acesta nu a rămas corigent la mate când era mic. Ai rămas vreodată corigent la matematică și te-ai consolat la gândul că Einstein, cea mai strălucită minte din toate timpurile și definiția termenului de geniu, a rămas corigent și el la matematică? Ei bine, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu acesta a fost cazul. Albert Einstein a fost un copil geniu încă de la început. Cu toate că era reticent, acesta meșterea tot ce-i cădea în mână. Când era la școala din München, arhivele arată că avea cele mai mari note din clasă. Totuși, când avea 15 ani, s-a lăsat de școală. A făcut-o pentru a scăpa de serviciul militar german obligatoriu. Înainte de asta, contrar cerințelor populare, acesta era primul din clasă. Mai târziu, când oamenii i-au spus despre articolul cu corigența de la matematică, acesta a răspuns: înainte să am 15 ani, eram stăpân peste calculul integral și diferențial. 8. A dat banii de la premiul Nobel fostei sale iubite. Credeți sau nu, premiul Nobel al lui Einstein, mândria carierei sale, a fost unul dintre lucrurile pe care l-a folosit pentru a scăpa de soția sa. În anii 1910, și-a părăsit familia și mariajul eșuat alături de Mileva Maric și s-a mutat în Berlin. Divorțul nu a fost făcut oficial până la sfârșitul deceniului, în 1919. Pentru a o convinge să accepte divorțul, Einstein a fost de acord să-i dea nu doar o alocație anuală, ci toți banii pe care îi va primi pentru premiul Nobel. Aici lucrurile devin și mai interesante. La momentul respectiv, el nu câștigase niciun premiu, dar era sigur că acest lucru va deveni realitate. Desigur, toată lumea știe că a câștigat premiul în 1922 pentru munca lui extraordinară despre efectele fotoelectrice, alături de o mică avere. În 1922 era deja recăsătorit cu o verișoară pe nume Elsa. Maric a primit 32.250 de dolari, care în anii 1920 erau echivalentul unei sume de 10 ori mai mare decât salariul unui profesor. 7. Cei de la FBI au avut un fișier pe numele lui. După cum îți poți imagina, un bărbat cu inteligența și influența lui Einstein se afla în atenția multor oameni importanți. Acesta a atras atenția celor de la FBI. De fapt, erau atât de îngrijorați cu privire la el, încât i-au înregistrat toate convorbirile. Agenții speciali îi ascultau telefoanele și căutau prin corespondență și gunoiul său. De unde atâtea suspiciuni? Ei bine, la momentul respectiv, Hitler era aproape să atingă puterea absolută în 1933. Einstein tocmai plecase din Berlin pentru a lucra la Institutul de Studiu Avansat din New Jersey, Statele Unite. Einstein era cunoscut pentru faptul că era un avocat al drepturilor civile, cauzelor de extremă stângă și un pacifist. Agentul FBI J. Edgar Hoover l-a urmărit pe fizician. Apoi a urmat 22 de ani lungi de supraveghere continuă, în speranța că vor fi găsite dovezi incriminatorii că era un spion sovietic. La un moment dat, credeau că vrea să construiască o rază mortală. Desigur, această investigație nu a dat roade. S-a ajuns în punctul în care Hoover încerca să-l dea afară pe Einstein din Statele Unite, citând actul de excludere, dar moțiunea a fost respinsă. La momentul morții lui Einstein, FBI avea deja un fișier care cuprindea 1435 pagini. 6. I s-a oferit poziția de președinte al Israelului. Imaginează-ți președintele Albert Einstein. Acest lucru aproape că a devenit realitate în 1952. Vedeți voi, Einstein era cunoscut pentru faptul că vorbea împotriva antisemitismului. Acesta își exprima liber conexiunea cu originea lui iudaică. Pentru a-l cita, acesta a spus că cea mai puternică legătură umană a mea este cu poporul evreu. În 1952, când șeful de stat Haim Weizmann a murit, poziția a fost oferită fizicianului geniu. Guvernul israelian i-a oferit practic titlul de al doilea președinte al națiunii. Totuși, Einstein, care avea 73 de ani atunci, a refuzat oferta generoasă printr-o scrisoare, spunând: toată viața mea am avut de-a face cu lucruri obiective. Astfel, nu dețin aptitudine naturală și experiența pentru a exercita funcția oficială și a interacționa cu oamenii din această poziție. 5. Creierul său a fost furat după moartea lui.
ca un om să fie atât de genial ca Einstein, creierul lui trebuie să fie neobișnuit. Sau cel puțin așa credea patologul de la Princeton, Thomas Harvey. Atunci când Einstein a murit de la un anevrism aortic abdominal în aprilie 1955, a lăsat în urmă câteva dorințe. Unul dintre lucrurile pe care și le-a dorit a fost ca locul în care a trăit să nu se transforme într-un muzeu. În plus, a cerut incinerarea propriului corp. Ambele dorințe au fost ignorate. Casa lui a devenit un obiectiv turistic, iar creierul său a fost furat. În timpul autopsiei, Harvey i-a îndepărtat creierul și l-a păstrat. În cele din urmă, l-a convins pe fiul lui Einstein să fie de acord. Din 1980, au avut loc multe studii cu privire la creierul său, în încercarea de a descoperi secretul geniului său. Harvey a tăiat chiar unele bucăți, trimițându-le la alți oameni de știință. După cum vă așteptați, creierul lui Einstein era doar un creier. 4. Acesta era un activist pentru drepturile civile, înainte ca aceasta să devină o mișcare. Albert Einstein era cunoscut pentru faptul că era un pacifist și un susținător al drepturilor civile și a libertății de exprimare. FBI chiar îl urmăreau din acest motiv. Totuși, acesta era un activist al drepturilor civile înainte de apariția mișcării pentru drepturile civile. Acesta era un om influent. În 1951 a existat un caz în care W.E.B. Du Bois era introdus drept agent neînregistrat pentru o putere străină. Când s-a dezvăluit că Albert Einstein s-a oferit voluntar pentru a fi martor în favoarea lui Du Bois, judecătorul a respins cazul cu totul. 3. Misterul copiilor săi. Mulți oameni nu cunosc întreaga poveste despre copiii lui Albert Einstein. În primul rând, avea un fiu care a fost instituționalizat o mare parte din viața lui. Era vorba de cel de-al doilea fiu, Edward, care fusese poreclit tete. În urma primirii diagnosticului de schizofrenie, acesta a fost instituționalizat. După ce Einstein a emigrat în Statele Unite în 1933, nu și-a mai văzut fiul. Totuși, înainte de nașterea lui tete, Einstein avea un alt copil misterios pe care nu l-a întâlnit. De data aceasta, era vorba de o fiică nelegitimă numită Liesel. Liesel a fost rezultatul unei relații amoroase pasionale cu Mileva Maric, singura fiziciană din Școala Federală Politehnică Elvețiană din Zürich, din clasa ei. Maric urma să devină mai târziu soția lui Einstein, dar cu un an înainte de a se căsători, aceasta a născut o fetiță pe care a dat-o altcuiva. Partea cea mai ciudată e că Einstein refuza să vorbească despre fetița lui, inclusiv cu familia, prietenii sau biografii. Abia în 1980, existența ei a fost dezvăluită. Probabil nu a întâlnit-o niciodată. Viața ei este un mister. Se crede că a murit în 1903, descarlatită sau că a fost dată înspre adopție în Siberia. 2. A avut o aventură amoroasă cu un spion rus. Un presupus spion rus. În 1935, după ce a divorțat de prima lui soție, fiica lui vitregă, Margot, i-a făcut cunoștință cu Margarita Kanienkova. Cei doi îndrăgostiți și-au scris scrisori între 1945 și 1946, scrisori care au fost vândute 5 decenii mai târziu la licitația de la Sotheby. În cele din urmă au apărut zvonuri cum că Kanienkova era un agent rus. 1. Fotografia lui faimoasă. Cel mai probabil, atunci când te gândești la Albert Einstein, una dintre primele imagini care îți vin în minte este cea în care scoate limba la fotografi. Multă lume nu cunoaște însă povestea din spatele fotografiei celebre. A fost capturată în ziua în care Einstein a împlinit 72 de ani, pe 14 martie 1951. La momentul respectiv, acesta era de câțiva ani în Statele Unite și lucra la Institutul de Studiu Avansat de la Princeton, New Jersey. De ziua lui, centrul de cercetare i-a organizat o petrecere. În momentul în care Einstein, soția și prietenii lui plecau, paparații au năvărit la locația respectivă. L-au bombardat cu întrebări despre politică și i-au cerut citate. Einstein era extrem de deranjat de paparații. Deci, stând pe scaunul din spatele limuzinei, alături de soția sa și de fostul director al institutului, Frank Idolet, acesta a strigat: "Destul! E destul!" Paparațiul i-a cerut să zâmbească pentru o poză. Care a fost răspunsul său istoric? Acesta și-a scos limba chiar la timp pentru ca fotograful Arthur Sass să captureze momentul emblematic. Acestea au fost 9 lucruri pe care nu le știai despre Albert Einstein. Care ți s-a părut cel mai extraordinar? Spune-ne în comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uita să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta,
abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!